Planta ce întărește imunitatea cu numeroase beneficii pentru organismul nostru este chiar pătrunjelul. Aceasta este cunoscută pentru proprietățile sale miraculoase asupra sănătății și este folosită în mâncăruri de sute de ani. Această plantă a fost folosită mult și de către medici sau vârstnici pentru crearea unor remedii naturale, fiindcă este bogată în proteine, vitamina C, calciu, uleiuri esențiale active și multe altele. Are multe beneficii pentru organism. Dacă suferi de o afecțiune cardiovasculară cronică, un consum regulat de pătrunjel poate ajuta la ameliorarea afecțiunilor. Pătrunjelul are foarte multe calități, printre care și întărirea sistemului imunitar. Cumpără, doamnă, lumea pătrunjel? Da, se mai cumpără, dar nu chiar așa de bine cum se cumpăra în zilele trecute sau în anii trecuți. Da, foarte. Folosesc gospodinele la mâncăruri. Da, gospodinele care sunt adevărate gospodine folosesc și pătrunjelul și țelina și mărarul. Trebuie puse la mâncare ca să dea și gust și aspect și este bun la organism. Dacă frunzele acestei plante sunt consumate crude sau foarte puțin gătite, întăresc sistemul vascular și susțin circulația sângelui către creier. De asemenea, dilată arterele și împiedică apariția cheagurilor. Această plantă are numeroase beneficii asupra inimii. Folosiți pătrunjelul în mâncare? Da. Da. Este foarte bun pentru imunitate. Și pătrunjel, și mărar, și țelină verde, fiecare ce-i place, mamă. Leuștean, la fasole, fiecare după gust. Dar e bun. Printre toate acestea, pătrunjelul ajută organismul să proceseze corect zaharurile. Având în vedere că este bogat în vitamine, antioxidanți și minerale, această plantă acționează împotriva toxinelor și substanțelor nocive și totodată întărește imunitatea.